Grupul Român pentru Siguranță Rutieră vă prezintă Via Vita. București, România, kilometru zero. Iată locul față de care s-au calculat distanțele rutiere pentru întreaga rețea de drumuri naționale. Aici încep drumurile noastre. Aici începe Via Vita. Bine ați revenit pe Via Vita pentru siguranță rutieră. Iată-ne la o nouă emisiune. Suntem alături de domnul Mugurel Teodorescu, care este reprezentantul grupului pentru siguranță rutieră. Suntem alături de domnul Aurel Petrescu, care este colaboratorul nostru permanent. Nu suntem încă pregătiți, să spunem, să evoluăm, să întâmpinăm acest viitor. Iată, vă spunea domnul Petrescu în emisiunea anterioară că în anii 2025 deja pe străzile din lume vor circula mașini autonome, mașini fără șofer. Ori pentru acest lucru trebuie să avem și o infrastructură pregătită, trebuie să avem și marcaje așa cum trebuie făcute, trebuie să avem inclusiv un plan pentru siguranță. Planurile sunt de obicei stabilite în ultimii ani, așa cum am văzut eu, de către alții. Noi doar trebuie să le învățăm și dacă avem cu cine să le și aplicăm. Asta e cam de multișor, dar probabil că ceea ce discutam în emisiunea trecută vis-a-vis de sistemele de transport inteligente cooperative, acest CITS, ar trebui să, după părerea mea și fac apel la administratori, să devină foarte transparent și să ne conștientizeze pe noi, pe toți cei care ar trebui să începem de la școală, de la elevul din școală până mai departe, pe unde se duce și învață, ce înseamnă la un moment dat când, prin anii 2020-2025, vor circula mașini autonome fără șoferi. Cum vor putea ele să circule? Că asta am văzut prin filme, am citit când eram mai tineri reviste de știință și tehnică și nu ne închipuiam că în Europa și în alte state vor apare. Iar noi discutăm astăzi de lipsa de materiale, de lipsa de semnalizare pe niște drumuri care nu vor îndeplini în niciun caz condițiile să desfășoare un astfel de trafic. Cu atât mai mult cu cât nu avem încă o transparență să ni se spună asta vă va aștepta. Asta, după părerea mea, înseamnă planificare, programare. Ca pe termen lung, cum spunea într-o emisiune anterioară domnul Teodorescu, să știm ce avem de făcut, să nu se mai să se distrugă ceea ce s-a făcut o perioadă de timp, nu mai există surse de finanțare și trebuie să o ia de la capăt, pentru că acel contract s-a încheiat pe o perioadă limitată, cineva între timp s-a dotat, trebuie să dea la o parte, să vină altul, să facă alte licitații și o perioadă de una, două, trei, poate un an de zile, drumurile rămân așa cum sunt ele, nemarcate, nesemnalizate. Și, bineînțeles, România ajunge încetul cu încetul, și îmi pare rău că trebuie să spun asta, pe primul loc la accidente cu pierderi de vieți omenești. Atunci când analizezi un accident de circulație, trebuie să iei în calcul absolut toate elementele. Sigur, starea drumului este una dintre ele. Dar trebuie să fim foarte realiști să vedem care sunt toate circumstanțele acelui accident de circulație. Cu ce viteză a mers? Care era starea meteo? Care este starea drumului? Este drept că noi suferim de o lipsă cronică de infrastructură. Este evident faptul că atunci când vrei să te deplasezi dintr-o localitate într-alta, fiecare dintre noi vrea să ajungă mai repede acolo. Putem să luăm și să analizăm și să spunem, domnule, da, iată, în distanța dintre București și Pitești, da? Câte accidente se întâmplă, rutiere se întâmplă pe DN7, pe vechiul drum București-Pitești, care acum este dublat de o autostradă? Foarte puține. Da? Deci o rată foarte scăzută accidentul. Deci este dublat de autostradă și cei care vor să meargă cu viteză merg pe autostradă. Dar pe distanța respectivă accidentele s-au mutat pe autostradă de pe drumul național. Deci să nu credem că dacă construim autostrăzi care ne sunt absolut necesare, o să scăpăm de accidente. Nu. Problema este următoarea, că noi discutăm și revenim asupra sistemelor acestea de
transport inteligent cu operative, ca niște noutăți care, băi, s-au trezit și ăștia să vorbească, dar eu mă uit pe harta drumurilor și mă minunez acum, la începutul anului 2018, câte drumuri nu sunt marcate, câte drumuri nu au indicatoare rutiere. Sunt drumuri care nu au nici măcar vopseaua aia pe margine, să știi că acolo se termină drumul și începe șanțul. Adică... Da, pentru că și ce se întâmplă, nu vreau să... Dincolo de vina administratorului, dincolo de vina executantului, acolo unde sunt licitații, mai există și vina societății din jur, societății civile mă refer, care vine și strigă tot timpul, uite câți bani se cheltuie ca să tragă niște dunși pe asfalt. Pentru că, așa cum vă spuneam în emisiunea trecută, noi nu conștientizăm nevoia de așa ceva, decât că nu avem încotro. Dar nici nu comunicăm. Și nici nu comunicăm, este evident. Pentru că în România există obsesia autostrăzilor în ziua de astăzi. În rest, nu ne interesează nimic. Noi nu discutăm despre ceea ce înseamnă întreținerea drumurilor. Când faci o casă și când construiești o casă, în fiecare zi o întreții. Noi construim autostrăzi și pe urmă ne plângem că nu mai avem bani de întreținere. Dacă nu locuim la paușal. Da, dacă nu, dar și atolo, ați văzut. Toate orașele sunt pline de clădiri degradate. Așa sunt cum sunt clădirile degradate, așa sunt și drumurile degradate. Tot pentru că noi nu avem o planificare, pentru că noi nu știm la momentul ăsta câți bani ne trebuie ca să aducem toate drumurile la același nivel. Nu există numai uscături în pădure, nu există și păduri. Eu sunt convins. Eu pot să vorbesc pentru un proiectant, un executant și un consultant. Adică chiar cred că fiecare dintre aceste patru ramuri ale meseriei noastre ar trebui oarecum să aibă propriul lui punct de vedere, propriul lui punct de vedere care de fapt ar permite să se constituie imaginea întregului. Eu pot să vorbesc pentru partea de proiectare. Aici mă raliez la ceea ce a spus Cătălin, faptul că timpul foarte scurt pentru elaborarea proiectelor este un mare are impact asupra calității muncii noastre. Pentru că el a menționat studiul de fezabilitate cu exemplu bun cu studiile geo. Dar gândiți-vă că în paralel cu studiile geo trebuie studiate două sau trei alternative de traseu ca să fii sigur că traseul pe care l-ai pus este traseu optim. Și aceste alternative trebuie studiate din punct de vedere al mai multor criterii. Nu ajunge numai criteriul strict ingineresc care se reflectă în cost. Trebuie să fie și criteriul economic, criteriul de trafic, criteriul de mediu. Deci iată o analiză multicriterială care trebuie făcută. În cadrul execuției, pe perioada execuției, pot apare niște mici abateri de la prevederile autorizației. E adevărat că legiuitorul prevede și această situație în care spune că dacă apar modificări față de autorizația de construire, se va da o dispoziție de șantier care va fi comunicată emitentului autorizației, astfel încât să nu se piardă valabilitatea autorizației și autorizația să rămână conform. Dar cine are obligația să reactualizeze autorizația de construire? Să nu ne trezim pe șantier că începe recepția și autorizația e dată din 2006 și lucrarea se recepționează ca astăzi în 2018, poate că nu în 2019. Păi administratorul sau proprietarul transmițând emitentului autorizației informația. Putem spune în condițiile astea că administratorul, respectiv mai târziu proprietarul, ar trebui să fie mai activ pe toată etapa, pe toată perioada urmăririi lucrărilor și ar trebui consultanța să fie independentă de administrator și să nu-și pună administratorul chiar el consultant? Consultantul este reprezentantul beneficiarului. Dirigintele este reprezentantul beneficiarului, adică nu este un arbitru. Legislația nu clarifică cele două sintagme. Consultant și
Bă, acum părerea mea este că nu le clarifică pentru că în construcția de blocuri nu sunt foarte mulți consultanți. Fără cercetarea terenului nu există proiectare. O facem după ureche și începem să denumim proiect ilustrativ. Sau mai știu ce alte denumiri din acestea sofisticate, trecând peste o experiență pe care am avut-o și care spunea că orice lucrare o încep cu o estimare ca toate capitolele într-un studiu de fezabilitate. Și de aici încolo dezvolți. Cum ați văzut impactul acestui preț cel mai scăzut din legislația anterioară asupra acestor studii? Cum au afectat? Pentru că studiile geotehnice sunt poate printre cele mai importante studii înainte de a începe orice proiect, de orice categorie. Da, și partea de asta geotehnică este de multe ori neglijată. Deși orice construcție se realizează pe teren, uneori cu pământ, în calitate de material de construcție, și care poate avea implicații și asupra, nu mediului în general, ci a construcțiilor învecinate, mă gândesc la construcțiile în localități foarte dens populate, unde orice execuție de construcție nouă influențează o seamă de construcții din zona adiacentă. Sigur că a existat de mult această preocupare de a realiza niște studii care să precizeze care sunt condițiile de realizare a unei construcții pe amplasamentul dat. E sigur că aceste studii ar trebui să aibă acoperirea necesară prin cantitatea și calitatea lucrărilor de investigare, să zicem, cercetare, sună uneori rău că se spune că este o cheltuială de fonduri suplimentare pentru nu știu ce. Legea achizițiilor publice care a venit cu acest concept de cost, da? Raport calitate-cost, se referă la calitatea și la costul întregii investiții și pe perioada de viață a lucrării. Și în momentul în care încep un proces de atribuire a unui contract de lucrări, trebuie să am în vedere și costul pe care îl implică să țină această lucrare pe toată durata de viață. Și aici ne întoarcem la proiectare, care trebuie să fie foarte bine documentată, da? Ca să poată să-mi permită mie ca și beneficiar să fac niște criterii de atribuire a unei lucrări, raportate și la costurile de întreținere a lucrării. Și în momentul în care pun un criteriu de genul cheltuieli de mentenanță, dacă acele cheltuieli de mentenanță ale lucrării pe durata de viață, a nu se confunda cu cheltuielile de mentenanță pe perioada de garanție, care toată lumea le confundă la acest moment, da? Așa, constructorul trebuie să aibă un proiect foarte bine pus la punct și cu niște studii foarte adecvate, în așa fel încât să-i permită să spună ce soluție de execuție va adopta și ce costuri va avea beneficiarul după ce el predă la cheie acea lucrare. Sigur, betonul de ciment, la capitolul durată de viață, este mult mai avantajos comparativ cu asfaltul. Dacă facem o analiză de cost-beneficiu, cu siguranță, raportat la cei minim 30 de ani de zile până la 50 de ani de zile, față de cei 15 până la 20 de ani de zile, ieșim cu beneficii evidente și clare la un drum cu beton de ciment, față de cel cu asfalt. Deci conceptul ăsta că e mai silențios asfaltul față de beton de ciment, că e mai bun asfaltul, sigur, asfaltul se repară mai repede decât betonul de ciment. Este adevărat și aceasta. Se vehiculează de multe ori, domne, asfaltul pun într-o oră, două ore, în timp ce betonul de ciment trebuie să aștept întărirea lui ca să dea drumul circulației. Dar astăzi există intervenții care
Sigur, adăugăm fibre de polipropilene și așa mai departe, ca să prevenim contracțiile, să folosim cimentul un pic mai reactiv, în așa fel încât în maxim 3 zile să dăm în circulație, dacă e nevoie și este cazul sectorului respectiv pe care îl remediem. Domnul profesor, Școala de Poduri și Șosele din București este pregătită astăzi să transmită generației pe care o pregătiți informații suficiente pentru a solicita dânsii când vor termina să se folosească alternativ fie asfalt, fie beton de ciment la construcția drumurilor? În discuțiile sunt prezentate ambele soluții. Eu, deși lucrez în mai mult în domeniul betonului, nu sunt un extremist și cred în utilizarea judicioasă a soluțiilor de îmbrăcăminți din beton și din beton de ciment și din beton asfaltic, funcție de situație. Dar pentru asta e nevoie de, așa cum ați susținut și mi-a plăcut foarte mult ideea, de strategie pe termen lung. Când construim un drum, îl construim pentru niște ani înainte. Estimăm traficul peste 30 de ani, că nu o să-l facem în fiecare zi drumul ăla. Dacă tot lărgim, gândiți-vă că o să apară proprietar la marginea drumului an de an sau an de an, la fiecare lărgire, iar tot felul de naționalizări și lucruri de genul ăsta care întârzie, fantastic. Pe lângă dificultățile tehnice, când pui două lucruri unul lângă altul, nu poți asigura o sutură perfectă. Există ceva în spatele discuțiilor noastre și noi facem apel cu emisiunea noastră la societatea civilă pentru a crea un cadru tehnic, economic, social, legislativ, cât mai răspândit ca toți oamenii să înțeleagă că despre drumuri în România se poate discuta și fără reclamații, și fără scandal, și fără solicitări de fel de fel de controle. Se poate face din România un șantier național al calității, un șantier național al siguranței rutiere și al pregătirii. Omul potrivit la locul potrivit, Dicton, care l-am început în urmă cu un an de zile în emisiunea noastră, l-am făcut pentru că simțim nevoia că alături de ingineri cu 30 de ani de chime, cum este domnul Chiotan și mai sunt câțiva, dar probabil că au rămas foarte puțini, ar trebui dânsii la rândul lor să pregătească studenții. Să aibă posibilitatea, lansam o idee, să aibă posibilitatea ca însă și în ofertele pe care le duc pe la administratorii drumurilor să aibă o componentă pregătirea studentului. Să se facă legal pregătirea lui în producție. Atunci când a terminat 4 ani și vrea să se ducă mai departe la masterat sau unde se mai duce el pe la doctorat, să fie și studios în ceea ce privește practica de zi cu zi. Nu numai studios în ceea ce privește hârtiile. Dar o producție care se face numai cu teoreticieni este o producție care are viață scurtă. Asta presupune să existe șantiere, domnul Petrescu. Am lansat ideea șantierului național al calității. Formez specialiști în așa fel încât de pe băncile facultății, când ai terminat practica și cea mai bună învățătură, acolo obții șantier. Acolo te confrunți cu toate, cu probleme tehnice. Acolo vezi să lucrezi cu oamenii, cu muncitori, cu ingineri, cu specialiști, cu proiectanți. Acolo te formezi. Ca să poți să te formezi și de aici mai departe să pleci cu o practică și nu o teorie numai din facultate, dar cu o practică bună dintr-un astfel de șantier, să ai aceste șantiere mari. Aceste șantiere mari pentru un drumar reprezintă un șantier de autostradă care ar trebui să-l aibă aici, să zicem, pe lângă București, pentru Școala de Poduri și Șosele de aici, să poată să ducă un student mult mai ușor acolo decât să fie dislocat în nu știu în ce loc din țară. Se pare că, într-adevăr, marile companii de construcții în România nu prea mai există. Ele au foarte multe filiale, puncte de lucru, un cazul fericit sau chiar s-au spart în diverse alte firme. Și, practic,
Nu știu dacă în România mai există acum o firmă românească de în domeniul construcțiilor care ar putea să abordeze singură o mare lucrare. Pentru că asta ar presupune să ai un capital financiar important, să ai dotare, să ai specialiști. Probabil nu mai există și se încearcă să se facă tot felul de parteneriate. Acum iar nu știu dacă firme românești în ultimul timp au reușit să fie ele să conducă aceste parteneriate. Dar dumneavoastră vă ocupați de calitate la nivel mondial. Dacă puteți, la acest subiect, cum vedeți dumneavoastră că se va putea aplica prevederea Uniunii Europene la autoturismele fără șofer, care vor intra în Europa, vor ajunge la graniță și acolo autoturismul nu mai, probabil că se întoarce, că nu mai găsește toate indicatoarele. Nu mai are drumul marcat să ajungă la București, chiar dacă are autostradă sau nu are autostradă după caz. Într-adevăr, vine un val peste noi care foarte multă lume nu îl realizează. Lumea, în general, când vorbești de, spre exemplu, automobile automatizate, m-am impresia că este o chestie care se va întâmpla în 20 de ani de acum încolo, o chestie de science fiction. Deci, în momentul de față, pe străzile din San Francisco, circulă de luni bune automobile în test fără niciun fel de șofer. Lucrul ăsta, practic, va fi ca o mini-revoluție industrială în miniatură, pentru că va disloca enorm de multă forță de muncă. Și gândiți-vă ce se întâmplă dacă toți șoferii de tir, dacă toți șoferii de taxi și-ar pierde locurile de muncă datorită acestei tehnologizări. Bineînțeles, România, mai ales ca o țară care este o țară de tranzit de mărfuri. Noi, practic, suntem la un punct de răscruce între Asia și Europa, mai ales acum având în vedere noul proiect al Silk Road-ului, care este foarte tare împins de China, are datoria să încerce să fie pregătită pentru această schimbare, pentru că altfel tot acest tranzit de mărfuri ne va ocoli și o vor lua pe alte rute. În același timp, infrastructura trebuie să fie pregătită pentru că ea este practic sistemul circulator al unei economii. Ce spune că rezolvă autovehiculul ăsta autonom? Spune că poate să rezolve să aibă zero emisii, că în paralel se duce la schimbarea modului de propulsie către electric sau hidrogen, zero accidente, ceea ce este destul de posibil în măsura în care o proporție covârșitoare de autovehicule pe drum vor fi autonome și vor comunica între ele, și zero congestie, lucru care poate fi posibil, dar trebuie studiat foarte bine cum se întâmplă acest lucru. Ce putem spune în zona turismului? Un autoturism, 95% din timp este neutilizat. E folosit 5% din timp. În special pe transporturile de distanță scurtă sau urbane sau în jurul orașelor, utilizarea autovehiculelor autonome, împărțirea lor, poate să ducă la o reducere fantastică a numărului de autovehicule pe stradă, cu până la, de la 30% până la 70%, iar autovehiculele care sunt utilizate pe stradă să aibă un grad de utilizare extrem de ridicat, să funcționeze practic toată ziua. Dacă sunt, cum se cheamă, electrice, necesită o întreținere mult mai simplă și atunci poate fi reparațiile pot fi făcute mult mai rapid. Astăzi există certitudinea că se poate, din punct de vedere tehnologic. Există câteva provocări în zona următoare aspecte. Vehiculele nu au percepția omului vis-a-vis de ceea ce se întâmplă pe stradă. Dacă zboară o pungă de hârtie sau de plastic, senzorii nu poate să-și dea seama dacă e un obiect rigid sau e o pungă sau ceva foarte fragil. Nu poate să anticipeze ce se întâmplă, ce urmează să se întâmple. Și la partea de acțiune, vreau zic că aia e cea mai mică problemă, reacționează mai repede decât omul. Omul are timp de reacție peste o secundă, toate sistemele astea automatizate reacționează în mai puțin de o secundă. Aș începe intervenția mea spunându-vă că cei 200 de ani de învățământ tehnic, începând de la 1818, din școala de Otarnici, de care povesteați anterior, nu aș vrea să creadă colegii noștri din învățământul tehnic că nu a trebuit. La început a fost această școală de Otarnici, care, haideți să spunem, o putem regăsi în școala de ingineri.
dacă privim istoria ingineriei. Și aici, sigur, s-ar putea Universitatea Politehnică să facă apel la această școală și nu este un lucru greșit. De asemenea, din Școala Politehnică au făcut parte și Universitatea de Medicină Veterinară și Științe Agricole și așa mai departe. Dar ținând cont că această școală de hotarni se apropie foarte, foarte mult de preocupările Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, atunci sigur că și noi suntem alături de această primă școală care a fost inițiată de către profesorul Gheorghe Lazar. Și venim astăzi, în anul 2018, să facem o serie de evenimente pentru a aduce din nou meseria de inginer în prim plan și a demonstra elevilor, în principal și tineretului, că această meserie este o meserie extrem de nobilă. Ca toate meseriile din inginerie, eu aș încerca chiar să spun că este o meserie de inginer care reprezintă sumul meserilor tehnice. Nu am putea să discutăm astăzi nici măcar de un banal stilou, ca să nu mai mergem la aparate medicale, da? Și practic toate aceste preocupări care sunt separate de inginerie, da, au fost posibile doar ca urmare a existenței ingineriei în sine. Ingineria numai aici a fost pentru că noi nu reușim suficient de bine să explicăm cât de importantă e ingineria și nu ne arătăm care sunt rezultatele, da? Deci ingineria civilă produce lucruri minunate în toată lumea aceasta. Ne face viața extrem de frumoasă, ne face viața extrem de ușoară. Sunt convins că noi, făcând parte din societatea civilă, am putea să venim alături de dumneavoastră și să vă oferim într-un fel de cunoștințele noastre. Ar fi un lucru extraordinar să avem și suportul persoanelor din societatea civilă. Noi am văzut energia și forța cu care ați organizat practic această manifestare, care e chiar interesantă. M-am plimbat pe coridoare și am văzut foarte mulți antreprenori, pe unii majoritatea îi cunosc și faptul că sunt aici înseamnă că ei sunt interesați de această prestigioasă instituție, pentru că existența lor depinde de calitatea studentului care se formează aici și aici studentul se formează la un nivel chiar înalt de calitate. Eu țin să vă felicit foarte mult cu toată responsabilitatea experienței și nu numai, că un astfel de eveniment pe care îl veți continua și pe care, la sugestia noastră, îl veți putea duce mai departe, va duce către elevul din clasa 10-a, 11-a sau clasa 12-a, dar și către societatea civilă la o întrepătrundere. Și inginerul de astăzi, care se pregătește în platforma, în campusul tehnic de construcții, va reprezenta în următoarea perioadă un titlu regional de excelență. Am terminat, va spune, facultatea la București, la construcții, în TEI. Vă mulțumesc mult pentru prezență, vă felicit și eu pentru evenimentul pe care l-ați organizat. Timpul nostru a expirat, ne revedem sâmbătă viitoare la 9:30 pe Nașu TV. Pentru o nouă emisiune Via Vita pentru siguranță rutieră, până atunci țineți cu atenție mâinile pe volan, privirea înainte și drum bun. Nu vreau să stric emisiunea. Timpul nostru nu
a expirat ca nici spațiu. Continuăm. Via Vita v-a fost prezentată de Grupul Român pentru Siguranță Rutieră.